Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Bine v-am regăsit la un nou episod super special de data aceasta alături de Houdini! Salutare! În acest episod am acceptat doar vulpișorii pentru că urmează și un episod doar cu vulpițele. O să vedeți imediat despre ce este vorba. În acest episod este vorba despre cum să-ți faci o iubită, pentru că se apropie Valentine's Day și Houdini o să ne explice aici regulile. Bine, ideea este cum să-ți faci o iubită în Brawl Stars, oriunde. Și treaba stă în felul următor. Acum o să scriu eu pe chat, repede, ca să înțeleagă toată lumea. Și scriu așa, jucăm cum să îți faci o iubită în Brawl Stars. Bun, ca să înțeleagă toată lumea din start despre ce vorbim. Da, se apropie Valentine's Day și am zis să ne pregătim ușor pentru treaba asta. Exact, acum cuvântul cheie este power-up, care o să fie egal cu flori. Adică un power-up egal o floare. Un trandafir mai exact, ia să vedem. Deci, un power-up egal o floare. Bun, și scriem acum. Cel care strânge cele mai multe flori strânge cele mai multe flori și rămâne ultimul în viață. Opa. Câștigă sau ba nu. Reușește să își facă iubită, să scriem așa. Așa, reușește, da, să își facă iubită. Bun, ok. Foxy este iubita. Este modelul iubitei. Și o să fiu cu Piper. Iubitei și nu aveți voie să dați în ea. Eu practic o să privesc și o să văd ce fac potențialii iubiți, cum încearcă să mă cucerească, cum încearcă ei să ia cât mai multe flori pe care să mi le dăruiască la sfârșit. Exact, pentru că o iubită cere sacrificii, trebuie să-i faci multe cadouri. Cadouri, atenție, să o înțelegi, să vorbești frumos cu ea și ca să înțeleagă, ultima persoană, băiat, care rămâne în viață, în afară de mine că eu sunt iubita, acela este iubitul meciului. Ia uite ce-o zis, Star, dar și putem cu... să ne dăm la ea? Aoleu, aoleu! Star! Bun, și treaba stă în felul următor. Toată lumea acum o să joace cu un singur brawler, iar Foxy o să fie... Piper. Da. Scriem așa. Toată lumea alege Colt, nu? Da. Iar Foxy o să joace cu Piper. Să recapitulez că poate n-au înțeles. Zic că ei trebuie să se bată între ei și să strângă power-up care sunt florile. Deci voi vă bateți între voi și strângeți power-up. Care sunt florile? Dar nu aveți, de fapt asta zic eu, care sunt florile, dar nu aveți voie să mă bateți pe mine, că sunt iubita. Voie să o bateți pe Foxy. Opa! Așa. Bun. Și zi, ultimul care dintre băieți care rămâne în viață cu power-up este iubitul meciului. Nu, își găsește iubită. Da, își găsește iubită. Ultimul dintre băieți care a strâns cel mai mult power, adică flori, câștigă o iubită, practic. O iubită. Scriem aici în paranteză, nu pe Foxy. Eu sunt modelul. Foxy e modelul, așa, bun. Ia uite ce scrie aici, aia e Foxy, o furăm pe Foxy. Eu o fur pe Foxy primul. Au, mă, no. Nebunie, frenezie. Bun, hai să vedem acum, să dăm ready. Toată lumea Colt. Să scrieți că cu Colt. Hai să mai scriu încă o dată. Toată lumea Colt. Bun, haide.
Hai să dăm ready și scurioasă ce o să iasă. Eu o să vă privesc și o să văd ce faceți pentru o iubită. Da, și eu particip aici la această adunare. Hai să văd dacă tu reușești să-ți faci o iubită sau nu. Păi eu am deja una. Eu știu, dar să văd dacă ești demn de ea. Am înțeles. Haide Silviu, Silviu văd că a dormit, nu știu dacă iubita ei îi place să aștepte așa mult. Nu-i prea place, de obicei invers, băiatul trebuie să aștepte după iubita. Ok, bun. Ok, și o să mă plimb aici pe lângă voi să văd ce faceți. Adrian, să vedem ce face Ștefan, ce face Liviu. Mamă, deja am văzut că s-au bătut. Da? Am luat o floare, Foxy. Am o floare. Și Liviu a luat o floare. Și Liviu a luat o floare? Mhm. Avea două, l-am văzut. Și tu ai o floare? Da. Am vrut să-l bat, dar n-am mai putut. Din păcate. Hai să vedem cine mai are flori. Cât de lău sunt. Cine mai are flori? Aoleu, cât de lău sunt. Uite, Silviu, câte flori are. L-am văzut, l-am bătut, dar degeaba flori. Foxy, uite. Vine după mine, Liviu. Și Liviu are două flori. Are două flori, da. Silviu are mai multe flori. Mama mia, îl prind aici. Du-te. Mă bag după floare. Nu mai da, m-a bătut, Silviu. Și cine mai e? E singurul care a rămas în viață și are doar noi flori. Doi? Da. Ia uite, Silviu, ți-ai făcut iubita. Ai câștigat, Silviu. Și acum nu, ar trebui să te premiez. Da, dă-i acum în freză. Dă-i în freză, Foxy. Dar nu prea merge. Se lasă bătut. E așa mai greu. Păi nu mai ai atacuri, nu? Gata, nu aveam atacuri. Am înțeles. Deci hai să scriem că Silvio era, nu? Silvio, cred că și-a făcut iubită. Silvio, bine, macho. Silvio, ți-ai făcut iubită, da? Ăla-i macho menu, ia uite acolo, Silvio, macho menu. Bravo, Silvio, pardon, e cu U, nu cu O. Stai că eu n-am apucat să scriu oricum, Silvio, ți-ai făcut iubită. Perfect. Bravo, mă, Silvio, mă, te pricepi. Așa, și acum, ia vezi cu cine vă puneți pentru talul 2. Hai să ne gândim acum. Acum aș vrea cu altcineva, dar tot așa să aibă toată lumea. Brawlerul. Cu el primul, desigur. Macho Manu suprem. Hai să vedem. Talul 2, să vedem cine o să-și facă iubita. Acum toți ne punem el primo să ne arătăm mușchii. Hai să vedem. Acum e proba 2, practic, să cuceriți iubita prin mușchi, prin fizic. Adevărată? Stai că eu am uitat să-mi pun. În prima probă ați dovedit cât de bărbați sunteți voi, știi? De acolo mânuiam pistolul, eram un mare pistolar. Și aici vă etalați mușchii. Hai să vedem, haide. Cine nu a dat ready? Ia să vedem. E curioasă cine o să-și facă iubita în al doilea meci. Udin, dar tu nu ți-ai făcut iubită, n-ai reușit. Da, am fost aproape, da. Dar a așteptat Silviu să mă bat și după aceea s-a băgat și el. Am înțeles. Și mi-a dat bucata. Foarte tare. Trebuia să-i las eu pe ei să se bată și după aia să mă bag și eu. Îmi place să vă privesc cum vă bateți pentru iubită. Ce mișto. Am înțeles. Ce mișto îi. Stai că am nevoie de o floare, am nevoie de o floricică. Cineva a rămas tot cu colt, Alex23 Savin. Nu-i baia, asta este. Dar el din păcate nu este macho man, ia uite, s-a și dus. Ban mai era Ștefan. Mamă, ce se bate Robo. Aoleo, cât este aici? Cu Elitarist și Silviu s-a băgat acolo. M-a bătut Adrian. Da? Da, deci n-am apucat să te văd pe harta. Aveau ultimata și m-au bătut. Eu n-aveam ultimata. Deci se bate de zor Aris cu Silviu. Am înțeles, ia du-te, Foxy, verifică-i pe toți, verifică-i. Hai să vedem. Ia uite acolo, macho many, bă. Ia uite să văd ce se întâmplă. Adrian are două flori deja. Uai, ce multe flori are. Cine, Adrian? Da, ia uite. Uite, deja m-o cucerit care două flori. Aolo. M-am învârtit acolo, ai văzut? Am văzut. Ia uite.
Haide, Adriana. Hai să vedem ce mai faceți, care cum se mai bate. Eu stau aici și privesc. Da, uite, se fac acum Adrian iarăși, îl bate și pe Silvio. Nu mai câștigă Silvio de data asta. Aha, poți să știi că l-au bătut, stai să mă ofere să nu mă batesc. Oh, și are 3 flori, Adrian. Mamă, Adrian, a zis el că mă fură. Ia uite ce mai a rămas, cine? Elite, Aris și cu încă un colt, văd acolo jos. Auleu, băi, Alex Trăgean, iubită. Așa o cucerește el. Hai să vedem. Mamă, se bată ăștia 2. Să vezi că o să câștige Alex 23 să vin. Aoleu, nu cred. Mamă, uite că a reușit să fugă. Are 4 flori, Adrian. Alex, câte flori are? Niciuna nu are. N-are flori. N-are flori deloc. Păi cum vrea să cucerească iubita nu fără știu, flori? Nu Alex, tu cum te duci așa să cucerești iubita? Te duci iubita? Cu mâinile în buzunar, nu-i frumos. Trebuie să te duci cu flori. Aoleu. Ai pus-o dacă te-ai să iubita, mă feresc să nu intru în altercație acolo. Dacă iubita nu vrea să te accepte că n-ai flori, ai pus-o, Alex 23 Sabin. Te-ai să vedem cine cum o să reușească. Oh, și se bagă acum zbang și a câștigat Adriana. Bravo, Adrian. Ia uite că m-am învârt și eu aici, vezi? Vezi, oh, vezi, să vezi? Adriane. Acum îi dau. Mulțumesc da, pentru flori. Mulțumesc. Ai reușit să strângi 5 flori. Oh, ia uite că se bagă în zonă. Se bagă în zonă pentru iubita. Bă, ia uite aici un se gentleman. Se sacrifică. Un gentleman adevărat. Hai să scriem aici. Hai să scriem Adrian. Cine și-a făcut iubita acum. Să scriem așa. Bravo, bravo Adrian. Ai iubit-o. Scriem un gentleman. Adevărat, avea 5 flori, ai văzut? Așa, cu 5 flori se vine. Se vine okay, la întâlnire. Băi, da, și au avut și un buchet destul de mare, 5 flori. Da, să zic, e bine, 5 trandafiri roșii. Adevărat, văd cum a intrat Bogdan, nu știu în locul cui. În locul lui Alex 23 Sabin. Nu știu, a intrat Bogdan, hai să scriu și la Bogdan. Explică-i. Bogdan. Foxy, dacă din minut te lasă să fii iubita altuia. Iubita în... Adevărat, dar eu sunt modelul de iubită. N-am zis că pe mine m-am câștigat, ci vă faceți iubită. Foxy e modelul de iubită, iar noi suntem cei care încercăm să ne facem iubita. Bun, și hai să scriem așa. Noi toți jucăm cu cine? Cu Rico. Am văzut că aveai o sugestie mai sus. O sugestie? Stai să vedem. De cu Bo. Hai să jucăm cu Bo. Noi toți jucăm cu Bo. Iar Foxy cu Piper. Opa. Dar zic ca să știe că eu nu mă privesc și voi vă bateți. Acum. Privesc cum se luptă lumea pentru iubite. Power up. Sunt florile, iar noi ne batem între noi și cel care strânge cele mai multe flori câștigă. O iubită. O iubită. Ca să înțeleagă. Dar nu pe Foxy. Să se știe. Să se știe. Bun. Și că cu bună arătăm istețimea. Adevărat. Deci prima probă a fost de bărbăție, a doua probă v-ați etalat fizicul și a treia probă vă arătați istețimea. Adevărat, bun. Hai să vedem. Hai să deci vedem. Asta va fi proba cu noroc. Proba în care o să vedem cât de inteligenți sunteți voi pentru iubita. Nu trebuie să caut pe Bo, uite la aici. Așa și o să scriu și toată lumea Bo. Toată lumea joacă. Ce drăguț mi se pare. Ok, bun, hai. Am dat ready. Și să înceapă nebunia. Sper că înțelegi și Bogdan despre ce e vorba. Dar nu poate să fie chiar așa de greu. Da. Și acum să ne arătăm istețimea. Eu să mă plimb să văd ce faceți. Aoleu, direct pe bătaie m-am dus iară Foxy, nu-i bine. Nu-i bine deloc direct pe bătaie. Că nu strângi flori, nu poți să-ți faci buchetul dacă te duci pe bătaie.
Mamă, deja se bate Liviu, Adrian, Robo, Taur, am văzut. Bogdan. Mamă, ce i-am dat? Mamă, s-a dus acolo. S-a dus acolo, Liviuțo. Eu mă plimb să văd cine a luat primele flori. Eu n-am nicio floare. Aha, era să dau după tine, Foxy. Deocamdată n-am văzut pe nimeni cu flori. N-are nimeni flori? Nu, o, uite, Roboare. Roboare flori, o floare. Da. Super. Da. Vedeți să nu mă nimeriți. Încerc, Foxy. Că nu așa se tratează o iubită. Ia uite pe cine am văzut aici. Pe cine? Ia uite pe cine, e Robo pe aici. Uite, și eu l-am văzut pe Bogdan. Hai să vedem. A, deci au murit ceva, ia uite. Da, mai sunt 7 în viață. Bine, 6 practic, da. Fără mine. Stai că încerc aici să fac una nefăcută. Dar unde s-a știa Foxy? Nu știu, eu te văd pe tine, dar nu văd pe altcineva. Nici eu nu văd, dar se bat undeva. Mă duc să caut, să văd ce se întâmplă. Cine... Uite aici se bat. Ai Bogdan aici, ia uite-l pe Bogdan. Aolo! Mamă, Ștefan are 2 flori. M-am băgat acolo în ăla. A, dar și am omorât pe cineva. 3 flori are Ștefan. Am omorât și eu pe cineva, dar am murit și eu. Bine, am omorât după ce am călcat în capcană. Faza că mi-a dat cineva stun cu capcana și nu mai puteam să mă mișc. Bogdan are 2 flori. Mamă, deci eu n-am reușit să fac nimic, Foxy. Deci mai e Ștefan cu Bogdan. Hai să vedem cine strânge cele mai multe flori. Bogdan! 4 flori! Ia uite, abia au intrat și deja au strâns 4 flori. Super! Stai să mă învârt aici, bravo! Mamă, bravo, Bogdan! Și acum trebuie să-i dau la sfârșit. Trebuie să-i dai bucățile. Da. A fost o întâlnire reușită. Adevărat. Dar nu îl găsesc pe aici prin buș. Se ascunde. Dar dai foarte greu cu Piper de la apropiere. Da, foarte greu, da, o să știi. Uite, acum mai dai încă una, pune-i de ultima ta. Gata. Nu l-ai bătut. Ai, mă, ce greu e. Încă o bucată, Foxy. N-am internet. Gata. Gata, ăla-i. Bravo. Mamă. Deci Bogdan aia... Și-a făcut iubita. Exact, Bogdan și-a făcut iubita. Nice. Bun, ia să scriu aici Bogdan. Aoleu, că mi s-o bloca mie aici aproape. Așa, Bogdan și-a făcut iubita. Nice, bravo Bogdan. Hai să scriem, bravo Bogdan. Bine mă Bogdan ăsta, bine mă, gagicar. Cu 4 flori, a? Super. Gagicar mare. Deși se zice că normal trebuie să fie fără soț, dar e bine și cu 4 flori. E bine și așa, important e că are florile. Pe următorul episod o să fie un episod cu vulpițe, în care vulpițele o să-și facă un iubit, așadar nu ratați următorul episod. Deci dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe. Instagramul meu este foxy.insta și al lui Houdini. Houdini.insta, rupeți acolo cu toții butonajul de follow și să nu uitați și de un subscribe acolo pe primul link din descriere, care este canalul secundar. De asemenea, vă urez succes cu iubitele voastre sau să vă faceți iubite de Valentine's Day, o să aveți nevoie. Multe flori, țineți minte și o să le dați pe spate. Și multe cadouri, pa, pa! Și cadouri, pa, pa!